Au rămas mai puțin de două luni până la sărbătorile pascale, iar giurgiuvenii și-au făcut deja planuri. Mulți dintre ei aleg să petreacă Paștele în străinătate. Cele mai căutate destinații sunt cele din Bulgaria, dar și ofertele din România sunt la mare căutare. Agențiile de turism au început să vândă pachete de vacanță încă din luna decembrie. Prețurile sunt mai mici în această perioadă, iar ofertele mai atractive pentru perioada de Paște și 1 mai. Dintre destinațiile preferate, pe primul loc se află Bulgaria, unde avem o ofertă la hotel de 3 stele, cu mic dejun începând de la 10 euro de persoană pe zi, Grecia și am avut de ce să nu spunem foarte multe solicitări și pentru România, pentru că anul acesta, contrar celorlalți ani, avem foarte bune prețurile pentru vacanța de Paște, la munte, la Sinaia, un hotel de 3 stele de persoană pentru 3 nopți, 250 de lei. Dacă v-ați plictisit de destinațiile clasice, agențiile de turism vin cu oferte speciale pentru zone mai exotice. Avem și o ofertă foarte bună pentru o destinație exotică, Dubai, preferata celor împătimiți de shopping. 572 de euro la hotel de 3 stele cu mic dejun, cu avionul inclus și oferim taxa de viză gratuit care este în valoare de 80 de dolari. Deși odată cu sărbătorile de Paște se dă startul neoficial sezonului estival, giurgiuvenii preferă marea și muntele în măsură egală. Anul acesta Paștele va cădea pe 20 aprilie, iar bugetarii vor beneficia de un weekend prelungit, deoarece în ziua de 21 aprilie nu se lucrează.